Ajutorul de căldură se acordă doar pentru principalul sistem de încălzire folosit la domiciliu pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbun și combustibil petrolieri. Cuantumul ajutorului depinde în principal de veniturile obținute de solicitanți. Concret, pentru obținerea ajutorului pentru energie termică, venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie de până la 786 de lei în cazul familiilor și 1082 de lei în cazul persoanei singure. În sezonul rece 2014-2015, în municipiul Giurgiu au fost depuse peste 3600 de astfel de solicitări, din care 3542 au fost aprobate. În sezonul rece 2014-2015 au fost depuse un număr de 3642 cereri pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, aprobate fiind un număr de 3542, 83 de cereri au fost respinse, deoarece nu s-au încadrat în criteriile prevederilor Ordonanței de Urgență 70/2011, ceea care exclude de la plata ajutoarelor de încălzire persoanele care nu au declarat ba veniturile corect, ba au declarat un număr de persoane mai puțin decât cel real, și toate acestea au condus la excluderea de pe listele de ajutoare de încălzire. Tot în sezonul 2014-2015 au fost depuse și aprobate 455 de cereri pentru ajutor de încălzire cu gaze naturale, 390 pentru energie electrică și 922 pentru cărbun și lemne. Cel mai mic ajutor financiar acordat anul trecut în municipiu a fost de 50 de lei, iar cel mai mare de 1082 de lei. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței sunt acordate pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere referitoare la componența familiei, veniturile acesteia și bunurile deținute. Ajutoarele sunt acordate anual în sezonul rece, adică în perioada de 5 luni cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie. Pentru a primi ajutoare, solicitanții trebuie să se adreseze primăriilor până la data de 20 octombrie.